Superliga vă este oferită de Superbet. U Cluj revine pe această arenă din cauza condițiilor nefavorabile și potrivnice fotbalului pe Cluj Arena. Aici, nici aici suprafața nu este ideală, dar este oricum o diferență mare față de ceea ce am văzut pe Cluj Arena. Iată primul 11 al echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, Plamen Iliev în poartă, tridentul din defensivă, Ispas Miron și Ilie Ispas pentru prima dată titular de când a venit Sabău antrenor la U Cluj, Oancea Bigră Macle și Kipciu, linia mediană, Ze Gomes și el la primul meci ca titular alături de Mamadou Thiam și Iani Stoica în ofensiva clujană. Universitatea Cluj, însoțită și de câteva sute de suporteri, nu este o temperatură chiar generoasă, 0 grade, dar măcar vor sta în, să spunem, zona cu soare. Fanii veniți de la Cluj vor mai trebui să vină aici câteva etape bune. Mioveniul cu grab în poartă, Snoscar la atac, Garuti și Pedroso în defensivă, cei doi mijlocași centrali, Alexandru și Mbumbuni, în fața lor Diallo, Benchaif și Carnat în atac, Bogdan Rusu, o echipă care nu mai seamănă aproape deloc cu ceea ce vedeam la Mioveni în prima parte a sezonului. Victoria de la UTA, victorie cu 2-1 și a marcat și golul de 1-1 cu Șepși. În tur a fost 1-0 pentru Universitatea, a marcat atunci Eli Fernandez. Dintre cei 22 de jucători aflați acum pe teren, chiar 6 de la Mioveni acum în careu, de fapt la marginea careului, Mic Rusu, gol! În minutul 3, fază fixă, simplă, nu părea să fie nimic surprinzător, a fost o centrare pe jos și Rusu este același jucător esențial de rămânere și de promovare cu această echipă, revenit la Mioveni, spuneam, aduce 3 puncte cu Petrolul, dă pasă decisivă în victoria de la UTA. Egalează pe Șep și în prelungiri și deschide scorul. Stoica, vine centrarea destul de bună pentru Kipciu pe dreptul. Șutul este blocat de Snow. Ce început de partidă. Recuperează clujenii în careul advers. Pasa din nou pentru Ze Gomes. Luptă pentru balon acolo și până la urmă un șut semiratat al lui Mamadou Thiam. Placă Iani Stoica în flancul drept, trimite bine în centru pentru Thiam. Thiam, preluare bună pe lângă Garuti, continuarea lui Thiam, să vedem și Iani Stoica, apoi șutul lui Thiam la prima bară, scoate grab mingea, lovește bara, n-a fost chiar cea mai bună intervenție, n-a avut de ce să funcționeze în această iarnă, a fost dat drumul doar cu o săptămână înainte, acum Thiam, șansă bună, grab, scoate, ocazie mare din nou, două șuturi. Minge preluată cu mâna de Rusu. Nu, e penalti. E penalti. Penalti pentru Mioveni, minutul 24. Nu, Ilie este acolo. Aici, când vine în fața lui Rusu, deci între Ilie și Rusu nu se întâmplă nimic neregulamentar, parcă și Ilie atinge cu mâna. Partida și în ultima deplasare, Ben Shaib execută simplu, 2-0 pentru Mioveni. Pray for Turkey. Într-adevăr, în timp ce noi ne bucurăm de fotbal, dar Mioveniul se bucură acum de un avantaj de 2 goluri. Realizare, să nu exagerez. Oh, ce pasă bună acum pentru Rusu. Benchaib scoate spectaculos Plamen Iliev. Apoi Miron îndepărtează pericolul. Mancea centrează destul de modest. 6 sezoane din 8 petrecute în prima ligă din Belgia, Benchaib. Șutul lui Thiam! Extraordinară execuția lui Mamadou Thiam! Ce gol frumos! Gol de fotbalist! L-a tot încercat pe grab. Execuție năpraznică. Nu numai grab, ci cam nimeni nu putea scoate această minge. E indiferent că ești grab sau Courtois. Pua, ce șut năpraznic! S-a pus cu toată greutatea pe acea minge.
Nici o șansă pentru Grab. A rupt plasa, a rupt vinclul. M-a dut ea, 1-2 și... Ze Gomes trage mingea pe stângul, încă un dribling, Ze Gomes! Și un șut scos de Grab, apoi ratare monumentală! Până la urmă continuă atacul clujenilor, Ispas pasa pentru Iani Stoica. Se întoarce Iani Stoica, pasa bună pentru Rămaclă, ce combinație frumoasă Rămaclă! Mingea trece foarte puțin pe lângă vinclul porții, deși cred că se joacă doar în preajma careului oaspeților. Tiam, încă o centrare, mingea ajunge la lung, la Ispas, care insistă, atenție la această fază. Zabol, Scovaș, nici nu vrea să audă. Și într-adevăr pare să... Oricum, fază importantă. Minutul 71. Până la urmă, minge mișcată pentru Ispas. Gol! 2-2! Dar e stângaci care să șuteze. Ce s-a întâmplat însă cu zidul Mioveniului? Adică... Îl așteaptă și pe Antal. 2 contra 3. Ben Shaib îi trimite bine lui Antal. Antal în plasa laterală. I-ar fi plăcut lui Gigi Becali mai mult de el. Mioveniul avea acum 3 goluri și o pasă decisivă mai puțin. Adică vreo... hai să nu exagerez, dar vreo 5-4 puncte mai puțin măcar. Dacă nu cumva chiar mai multe decât a acumulat în această perioadă. Buziuc peste apărare pentru Antal. Șutul lui Antal. Mingea trece puțin pe lângă poartă. Șansă și pentru Mioveni. Nu înseamnă nimic cât cu 3 puncte. O pasă peste apărare, iese Iliev în fața lui Antal. Ajunge însă primul atacantul Miovenilui, centrare! Ce ocazie! Și ofensiva Miovenilui, Kipciu acum în zona centrală, e cel mai avansat deocamdată, trebuie să rezolve de unul singur. Se duce la colț, lasă în spate, Tiam era prea departe și nu cred că va mai lăsa Saboșcovaci și acest atac este fluier final. 2-2, Ucluj-Mioveni, după ce Mioveniul a condus cu 2-0. Goluri marcate de Bogdan Rusu și Ben Shaib din penalti. Ucluj a revenit prin reușitele lui Tiam și Denis Ispas. Superliga vă este oferită de Superbet.